Bună seara și bine ați venit la cea de-a 7-a ediție a festivalului Arcotica. În picioare goale. Discursurile oficiale s-au rostit mai devreme. Este prima noapte a poeților, cum le spunem noi. Festivalul Arcotica este un festival sălbatic de poezie și nu un festival de poezie sălbatică, deși la rigoare le puteți lua pe amândouă ca fiind în mod egal valabil. Și acum să intrăm în temă, adică în poezie. Și să-mi permiteți să vă citesc din Sfânta Scriptură, din Apocalipsa. Apoi am văzut când a rupt al șaselea sigil. Și a fost un mare cutremur pe pământ, soarele s-a făcut negru ca pânza de sac din păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele cerului au căzut pe pământ. Ca atunci când smochinul scuturat de un vânt puternic lasă să-i cadă smochinele necoapte. Și cerul s-a îndepărtat ca o carte făcută sul și fiecare munte și insulă au fost mutate din locurile lor. Apocalipsa, capitolul 6, versetul 12. Apocalipsa este anunțată pentru vineri 29 iulie. Iar site-ul american End Times Prophecies a postat deja pe internet un videoclip produs de Armageddon News în care se susține această teorie bazată pe mai multe citate din Noul Testament, dar și pe avertismentele unor oameni de știință despre apropiată inversare a polilor magnetice ai Pământului, care se va întâmpla astăzi. Deci azi va fi și Apocalipsa. Vă propun să ne simțim bine împreună. Dacă scăpăm până la ora 12, până la 00, mergem mai departe. Dacă nu, Dumnezeu cu mila. Și o să începem programul foarte abrupt cu un poet pe care îl cheamă Tomas Ciada. You have to read. Before you read, I present you. Can I take a break? No. You stay there. Îmi va fi foarte ușor să-l prezint pe Tomas Ciada, pentru că el nu înțelege o boabă românește. Eu... Okay, I don't understand nothing, so that's good. He can say what he wants. Deci, cum spuneam, va fi foarte ușor să-l prezint, înțelege o boabă românește. E un poet foarte interesant, foarte important, e redactor la niște reviste literare. E un om pe care merită să-l cunoașteți în măsura în care vorbiți un pic de englezește. Dați-vă pe lângă el, care ce să vă ofere sufletește vorbind, cred că și în alt punct de vedere, dar nu e treaba mea. Și acum am să citesc din prezentarea lui. În prezentarea lui spune foarte simplu. Pe el l-am cunoscut întâmplător printr-un traducător, prin traducătorul lui în limba română și mi s-a transmis că vrea să vină la festivalul Argotica la Sibiu. Povestea este frumoasă în felul următor. I-am transmis omului pe internet adresa și data la care trebuie să se prezinte. El, spre deosebire de 3 sferturi dintre invitații români, a venit singur 20 de ore cu autocarul până în Sibiu, care l-a lăsat undeva într-o autocară muncitorească, a venit cu autobuzul, a întrebat el în dreapta și în stânga și ne-am găsit cu el aici și a venit, a bătut la poartă și a zis: eu sunt Tomas Ciada, aici e festivalul ăla de poezie de la Sibiu. Nici nu știam cine este. Îi spune după aia. Și așa că luați-l de model poetic și de orientare în spațiu, pentru că chiar s-a descurcat foarte bine. El o să ne citească în ceh acum un poem și eu o să vi-l citesc tradus în limba română. You can read your poem in Czech. Ok. If you want to say something, you're welcome. Yeah. At the beginning, I have to say that I apologize for my English, but it's much more better than my Romanian. I'm really glad that I can be here, and I have to thank a lot of thanks to Adrian for invitation to Merchandise to Argotica, yeah, for sure, and
Cedem Duța for translation to Romanian language. And all of you. Baseň o dětech. Poezie despre copii. Loučím se s tebou. Než acum, na smrt. Înainte de a merge la moarte, îmi iau adio de la tine. De moarte mi-e tare frică, fiindcă pe copiii mici îi aruncă de vii în grob comune. I-a scris tatălui său, Iunița Vișneațcaia, evreică din Belarus, înainte de a muri. Dimineața te ridici din pătuț și țipi pentru ziua cea nouă. Ne facem că dormim. Uneori înghiți teatrul ăsta. Dar când hohotele de plâns sunt mai puternice decât oboseala, pornim într-o expediție către bucătărie. Je pravděpodobné, nu vrem să fim cruzi și răi. Apăsăm pentru rupător, plătim mâinile sub robinet, 4 linguri și 3 sferturi de lapte praf în 130 de mililitri de apă călduț. Este probabil că vom repeta acest procedeu până în momentul când te vei mulțumi la micul dejun, de exemplu, cu un corn cu unt, miere și cacao. Este probabil că la cei 6 dinți pe care i-ai deja se vor adăuga alții noi, iar noi ne vom teme din nou că temperatura ta în continuă creștere ar putea fi simptomul vreunei boli. Este probabil că la primele tale cuvinte vei adăuga altele și apoi altele. Vzpomněl jsem si na to, že mám doma dvě děti. S nimi by ty hordy zacházely stejně, ale 10x hůř. Este probabil că dacă vom avea un pic de noroc, nu ne vor împușca. Nemluvňata vyletovala i velkým obloukem do vzduchu a my jsme stříleli ještě v letu, než stačila dopadnout. Dar cu timpul se obișnuiește omul. Německý policist. La al 10-lea lot de gazați țineam fără probleme și trăgeam cu toată siguranța într-o mulțime de femei, copii și prunci nevorbitoare. Mi-am amintit că am și eu acasă doi copii. Coardele astea sălbatice i-ar trăta exact la fel, ba poate chiar de 10 ori mai rău. Moartea pe care le-am dăruit-o noi a fost milostivă și rapidă. Aruncați în sus, pruncii nevorbitori descriau o imensă traiectorie în formă de arc, iar noi îi împușcam din zbor înainte de a apuca să cadă pe pământ. Îi scria din Belarus un polițist neamț soției sale. În data de 12 iunie 2014, niște palestinieni au lovit 3 băiețași israelieni. Pe data de 30 iunie 2014, au fost găsite cadavrele celor 3 băiețași israelieni. Pe data de 2 iulie 2041, niște israelieni au dat foc unui băiețaș palestinian. Până acum nu a fost confirmată nicio legătură directă între moartea celor 3 tineri israelieni și aceea tânărului palestinian. Dar, într-un fel sau altul, se presupune că ea există. Mă uit în ochii tăi. Mă gândesc la tot ce se poate întâmpla până când vei atinge vârsta acelor băiețași. Mă uit în ochii tăi. Mă gândesc cât de efemeră este tihna mea și ca ta este mult mai efemeră. Na profilové fotografii špulí karmínové rty do smyslného polipku. Mă gândesc, cât oamenii au avut sentimentul că sunt mai buni decât alții. Cât oamenii instigați de acest gând și-au arogat dreptul la spațiu, avuție asupra vieților altor. În istorie, cultură, asupra sufletului. Mă uit în ochii tăi. Nu-mi pot închipui că cineva ar putea vedea în tine o amenințare, un pericol, o formă de rău. Mă uit în ochii tăi și totul se întâmplă atât de des. Este pur și simplu ceva obișnuit, normal, ca un copil inocent să fie înșfăcat, împușcat și aruncat într-o groapă. Ca un copil inocent să fie înșfăcat, torturat și, dacă așa se dorește, să fie tratat ca un inamic. Tomaș Ceada. Merită să-l cunoașteți. Dați-i o țuică, îi place țuica noastră, deci așa, și luați-l la povești, merită. Cei care au mai fost la evenimentele noastre știu că nu există niciun fel de desfășurător și niciun fel de scenariu înainte pregătit.
fiecare dintre voi în orice moment trebuie să fie pregătit, să fie chemat la microfon. Acum, noi am fost cu toții, sau nu chiar cu toții, dar mulți dintre noi la evenimente la care poeții nu mai lăsau microfonul din mână. Un poet bun are nevoie să spună o singură poezie, ca cineva să spună, ăsta este un poet bun și să-l aplaude. Nu vă lungiți mai mult de 5 minute, pentru că vă plictisiți unii pe alții. 5 minute pentru un poet înseamnă cât o viață pentru un strungar. Dacă în 5 minute n-ai aprins o lumină în ochii unui om, stai degeaba în fața microfonului. Mor când îi văd pe poeții aia care stau la microfon și citesc o jumătate de oră uitându-se în foi, nu mai văd publicul și nu mai interesează pe nimeni nimic, toată lumea se uită pe telefon. Poezia înseamnă impact. Așa că vă rog frumos, 2-3 poeme, 5 minute, dar uitați-vă în ochii celor cu care vorbiți. Și dacă îi vedeți că se plictisesc, mergeți. Așa. Și având în vedere că v-am avertizat deja că toată lumea riscă să fie chemată la microfon în orice moment, nu îmi rămâne decât să-l anunț pe Gabriel Cojocaru. Thank you.
punctele. Vreau să vă citesc un poem Montana, scris la un alt festival de poezie de la Herculane, pe cel care voi scrie și voi citi la un alt festival de poezie, și vreau să-l dedic doamnei Nora Iuga, o mare doamnă poeziei românești. Să ieși de pe Facebook, să ieși cât mai repede, ca și cum ai ieșit dintr-o lume care a apus de mult, ca și cum ai ieșit din tine însuți, cel care ai fost, spre a intra în tine însuți, cel care ești. Să privești îndelung un răsărit de soare până când vei înțelege că e întâiul răsărit. Să privești râul, să-i asculți curgerea, până când înțelegi că toate curg asemenea lui. Să-l privești îndelung până când vei vedea în el izvorul și norul din care picură toate, în care toate se preschimbă. Să ieși din propria ta limbă și să gândești în toate limbile pământului, să le vorbești pe toate precum păsările, care cântă la fel dintotdeauna, pentru totdeauna. Să înțelegi numai tu ce nu înțelege nimeni, și muntele din zare să fie cel mai tare munte, cel mai mare, cel mai înalt, muntele lui Dumnezeu, muntele creat de Dumnezeu pentru tine, să te înalți deasupra lui, să te înalți deasupra deasuprelor, să vezi totul ca în palmă, linia vieții șerpuind precum râul, precum râul ce curge din totdeauna spre totdeauna. Să notezi tot ce vezi, ce auzi, tot ce simți, ce gândești, iar cuvintele să fie izvorul, să fie râul ce curge de la stânga la dreapta, purtând cu el toate gândurile negândite, toate înțelesurile neînțelese, să fii cel ce vede nevăzutele și râul ce curge de la dreapta spre stânga, râul ce curge prin sânge și urcă mereu spre cele șapte izvoare, să te cazezi la Golden Spirit, la Grand Spirit, să privești de pe balcon mulțimea care traversează podul cernei, mulțimea care traversează viața ca o invazie de fluturi albe peste un câmp de roze, să descoperi prins între sălcii colacul de salvare al unui copil, colacul de salvare a copilăriei, și să fluturi o eșarfă albă deasupra unei vețe în roz, și să fie o seară și încă o zi, să înduri precum muntele arșița zilei, precum muntele furtuna de vară, să rămâi drept precum el și senin și măreț, căci mărunte sunt toate cele ce trec, mărunte imperiile lumii, și recrează-te dacă ai venit aici să te recreezi. Recrează-te, îți spun, căci viața este foarte lungă și nu ți ajunge o viață să o înțelegi. Noaptea în munți nici nu știi dacă te afli în munți sau în cer. Și noaptea în munți e ca noaptea începuturilor, lungă și rece ca un râu ce străbate paradisul gol. Și nu știi dacă e Letea de altă dată, dacă e primul izvor. Și nu știi dacă te naști din ape sau mergi peste ele ca mai marele zeilor, ca un mare mister. Să locuiești în munți, în muntele sfinților, cu sfinții muntelui, în grota albastră, în grota haiducilor, în hoteluri de lux, Afrodita, Minerva, Diana și Hera și Tacia și Roman și Hercule și Ferdinand, să locuiești în munți ca în tine însuți, ca și cum ai locui în timp și în afara timpului, ca și cum ai locui întreaga istoria lumii, și să fie târziu și să fie devreme, să fie un început nesfârșit, ca o stea ce răsare peste mulțimi de stele, ca o cruce mare de argint ce luminează pe un vârf de stâncă. Să urci munți când munții urcă din tine însuți, către tine însuți, să vezi că munți e totul, doar în munți. Doar în munți ești liber și paradisul e în munți. Mulțumesc! E o surpriză să vă anunț că
mână o carte proaspătă, încă miroase a cerneală de tipar. Direcția nouă și prin cartele publică tot felul de nebuni de ăștia și înțelepți. Nebuni și înțelepți sunt două categorii care apar. E o carte pe a cărei coperta a patra scrie ceva Nora Iogan, nu văd bine că n-am ochelarii, și scrie și Valeriu Mircea Popa. Acolo în colț este un stand de cărți. Sunt în marea lor majoritate cărți ale celor care suntem împreună aici. O să vă rog, dacă vreți să luați, lăsați 10 lei în urna aceea de acolo pentru fiecare carte pe care o luați. Dacă vreți să lăsați 1000 de euro, puteți să lăsați și 1000 de euro. Oricum, banii din urnă promitem că îi vom folosi tot ca să publicăm cărți și că nu o să dăm niciun leu impozit la Guvernul României. Oxana Silviu Dachin cu o carte nouă. Hai! Silviu Dachin, dar el pe Facebook e Oxana Silviu Dachin și a făcut un nume de nu mai știe nimeni cum îl cheamă. Să-l aplaudați și pe el, că el e... E timid, e timid. El e și mai timid decât... Încerc să nu bate asta, nu. Nu așa. Bun, deci, în primul rând și înainte de toate, trebuie să-mi cer scuze că n-am putut veni în seara asta aici. Și a trebuit să vin eu în locul meu. E un pic ciudată povestea. Și poezia pe care o scriu nu e poezie. Așa că voi veți asculta poezie, chiar dacă eu nu citesc poezie, că așa sunteți voi, să citiți poezie, să ascultați poezie, nu? Și mai am o rugăminte ca să înțelegeți poezie. Ca să înțelegeți poezie, din ce nu e poezie, va trebui să vă dați jos fețele. Adică fețele, până ajungeți la mască și atunci ne vom înțelege de minut. Încep. Să recunoaștem pentru început că e greu. Colivia din pasărea flască urmează să nască. Foarte curând urmează să nască. Nu mai dormi. Aripile sunt coapte. Nu mai dormi. Mai bine stai de 7. De 777. Cu mine. De ce râzi, îngere? Ești carnivor? Hai. Deschide pieptul mare. Mare. Aaaa. Să vedem cum bate. Mai exact, bătea. Suntem triști. Dar nu contează. Într-un pat din carne vie doarme viața și visează cât de bine o să ne fie împreună, la olaltă, toți. Pe lumea cealaltă. Soarele e o plăcintă, geaba încearcă să ne mintă, cum că-i stea. Îngerul cu armă găurește carnă. Chestiile mele curg prin găurele. Din haine groase fiind și din paie, sperietoarea s-a dus la baie. Cu o falcă în soare, cu alta în ocean, rad codul de bare de zici că-i grean. De ce mai smulți din cercul meu de crede? Tu nu vezi că nu-mi capă neprubetă? Și dintr-o dată m-am gândit la translatori, la ăștia care traduc. Cât de greu trebuie să le fie să traduc o poezie, nepoezie, în altă limbă. De fapt, nu într-o limbă, într-o limbă care nu e limbă. Și atunci, în loc de toată poezia, am pus un punct. Mulțumim. Pe mine. Eram amândoi, am cumpărat un fier de călcat.
aburii lui își fluierau cântecul de la distanță, voind să acopere trupul nostru obosit. Fierul de călcat încerca să ne netezească zbârciturile anilor noștri. Am rămas numai cu certificatul de garanție. Singur. Singur. Singur pășim în drumurile noastre, pe același pabaj, în aceeași direcție, nu împreună. Uneori, la marginea ochiului, ne vedem unul pe altul. Uneori trecem unul prin altul și nu ne întâlnim. Trec ani până înțelegem, ani până la convenire și până atunci ne-am obișnuit să spunem. Aceasta lângă acesta, acesta lângă aceasta, pe același pabaj, împreună. Singur mergem în drumurile noastre și acel care spune că a înțeles și chiar și acel care spune eu am știut, toți mint și eu. Și prima poezie o citesc acum în ebraică. Knia. Ani kaniti otach ve'at kanit oti ve'yachad קנינו מגהץ עדים. העדים השמיעו שריקתם למרחוק, נראו מכסים את גופותינו העייפים. המגהץ ניסה ליישר את קמטי שנותינו. אנו נשארנו עם שטר הקניין. Și o prezentare de carte mâine dimineață. Eu simt nevoia să mai explic încă o dată, pentru a nu știa câte oară, care este diferența între o prezentare de carte și o lansare de carte. Mâine, de la ora 10 dimineață, după micul dejun, vor fi 6 sau 7 prezentări de carte. Un maraton de prezentări de carte. Prezentare de carte înseamnă când îți prezint cartea în cadrul unui eveniment mai amplu. Da? Lansare de carte înseamnă un eveniment de sine stătător, pe care îl organizezi și îl faci de unul singur. Pentru că toată lumea mă întreabă când prezentăm, facem prezentarea de carte. Mâine dimineață facem 6 sau 7 prezentări de carte și nu lansări de carte. Singurul care va avea o lansare de carte mâine, după decernarea premiilor Mircea Ivănescu, este chiar cel pe care îl chem la microfon acum să vă spună ce vrea el, Daniel Dăiat. Sunt întotdeauna amplu fugărite spre nicăieri. La masa noastră, cea de toate zilele, ne regăsim violurile, ciogurile și minciunile mediocre care nu mai reușesc să amuze pe nimeni. La masa noastră, cea de toate zilele, mâncăm, ne punem etichete și ne înzestrăm grotescul cu grotesc, apoi închidem ochii tuturor cu un simplu gest al mâinii și plecăm aproape oriunde avem putere să ne urmărim din urmă toată ura. 1. Și ultimul citit lui Ciprian. Dacă moartea urcă lângă mine în ambulanță, îndulcește puțin drumul meu de om viu până la capătul acului intrat în penă ca un cal troian sau nu știe să fie nici acum, nici nimic. Mulțumesc!
bună seara. Vreau să spun mai întâi bine ați venit tuturor celor care n-au venit de azi dimineață. În numele organizatorilor, Asociația Argotica și Direcția Nouă. Și să fiu pe aceeași linie cu ceilalți și eu voi citi un poem scurt și unul foarte scurt. În cetatea aceasta, de cornul inorogului care înconjoară neîncetat zidurile seculare ale cetății, i-a târnat o tăbliță ceruită din lemn de acacia, pe care e scris într-o limbă aproape uitată: în cetatea aceasta sunt numai fete frumoase, toate l-au pe vino încoace, sunt faine, arătoase și deștepte, însă mamele și bunicele lor sunt nasoale. Tații sunt tot timpul beți sau drogați, politicienii sunt imorali și hoți, ne mint continuu. Și chiar mai apric, din 4 în 4 ani, magistrații sunt corupți și avocații papagali. Precupeții hoți ne fură la cântar, creșmarii bagă apă în vin, iar doctorii sunt mai interesați să le-o tragă asistentelor decât să îi trateze pe bolnavi. Despre ceilalți și despre etili nici nu vreau să mai vorbesc. În cetatea aceasta toate fetele sunt frumoase și vă rog insistent să-mi comunicați dacă cumva găsiți o singură fată urâtă în această cetate. Și una scurtă, că tot este sfârșitul, nu? Să ne ducem în sus. Despre îngeri. Îngerii sunt reali. Ei sunt puntea de legătură între noi și divinitate. Îngerii nu sunt făcuți din lut. Și fiecare înger își are rolul său și locul său printre noi. Mulțumesc! Cer cumplit afară. Păsările astea ciudate care circulă pe deasupra mea și pe dedesubtul meu, dintr-o parte în alta, fără măcar să le fie teamă că mâine n-ar fi. Cutia cu paracetamol îți stă la căpătâi ca o ultimă speranță în lupta cu tine însuți. Bea-o pe toată și mâine vei vedea cu ochii tăi că și îngerii se joacă cu plastilină. Cu o fină mișcare a mâinii, îți treci farfuria cu o travă prin fața ochilor și îți dai seama cât de pustiu trebuie că e omul atunci când nici moartea lui nu-l mai interesează. La radio se aude, nu știu, un vâjâit, niște unde perfecte. În rest nimic altceva mai interesant. Poate doar Dumnezeu citind din Tolstoi. Și ultima. Doamne, dacă mi-ești prieten, ia-ți repede o pereche de bluși pe tine, trage-ți o flanea pe gât și hai cu mine. Astăzi m-am decis să-mi curb suferința, așa că mă voi căra în pustiu. Mă voi așeza într-un colț al său și voi închide ochii până ce, când îi voi deschide iarăși, nu mă voi mai vedea pe mine, ca în seara când de-abia mă născusei și mi-erau ochii încă tulburi să privesc cum mă țineai în brațe. Dacă mi-ești prieten, coboară-te aici la masa mea să bem o cană cu vin, în așteptarea ta. Pentru că așteptarea ta s-ar putea să dureze, îmbracă-te bine. La mine e frig. Am cheltuit ultimele economii pe carafa asta din care nici nu mai am chef să beau. Ce-o fi cu mine, Doamne, că nici moartea nu mă mai liniștește, nici gândul că o să-mi rămână trupul slobod într-o groapă de pământ, ca după o noapte de beție cu o sete uriașă. Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație.
A fost odată o zi. O zi care nu purta niciun nume al vreunei zile cunoscute. Și era goală de semnificații ziua aceea. Cineva a vrut să îmbrace ziua, să-i dea semnificații, să le arate celorlalți că nu e lăsată vreo zi fără semnificații. Să le arate celorlalți că aceasta este ziua lui, o zi goală de vedeai prin ea alte zile. Și au venit pe la ziua goală strângătorii de zile fără semnificații. Acolo unde orele nu se dau nici înapoi, nici înainte și se opresc orele încurcate și se așteaptă cu toată seriozitatea să treacă timpul. Să treacă timpul au îngrămădit în ziua goală tot felul de acareturi, numai să umple ziua, să fie o zi plină de semnificații. Și să-i spună pe ascuns, azi am avut o zi plină, am uitat o zi de moarte. Au așteptat ei cât au așteptat, nici ei strângătorii de zile nu mai știau cât au așteptat să treacă timpul. Au încercat ei să țină timpul pe loc, să-l prindă, să le aparțină și încercau în zadar să țină timpul pe loc. Bătrâna, mai bătrână ca moartea, le-a spus, voi nu veți avea niciodată timp să țineți timpul pe loc. Încerc să reglez microfonul ăsta, dar unii sunt mai înalți, alții mai scunzi, dar cu siguranță este mare Vasile Muste. Hai Vasile! Bună seara, vă mulțumesc că m-ați invitat aici. Eu sunt dintr-un capăt de lume, se numește Sighetul Marmației. Acolo e, oraș, e un oraș cu poezie și cu pușcărie. Și dacă sunt aici la dumneavoastră, am să vă citesc o poezie. Te întreabă Nora, e și pușcărie? Dacă ai fost la pușcărie. Încă nu, până acum nu. Au fost alții. Au fost duși să moară acolo și eu am mers să trăiesc. Satul de tăietură va muri. Aici am crescut în liniștea ierbii celei vechi și noi deopotrivă, spunea mama bună când călătoream cu ea de la Vima Mare acasă, ținând degetele mele mici în mâna ei caldă. Dacă e dat să moară satul acesta de tăietură va muri, zicea ea. Cum să moară de tăietură, întrebam. Lasă că nu poți înțelege acum, mai adăuga mama. Bună, pe tăietură să-ți pui când vei fi mare urechea, să asculti șoaptele din adâncul pământului, iar de-ți va spune să pleci, să nu te întorci, avea voi grijă de oasele alor tăi, tu du-te în larga lume, doar eu trebuie să rămân galben în lumânare la căpătăiul neamului nostru. Târziu când m-au dat afară din copilărie, am aflat că tăietură era, așa-i spuneau toți, marele deal din miaza noaptea satului meu. Mulțumesc. Leabu, cine ar putea să urmeze după Vasile Muste ca să continue organic așa? Nimeni! Vasile Muste este fantastic! Eu zic că ar putea să băgăm un Ciprian Chiplasivu așa. Da, bine! Eu să citesc în lumina spuselor lui, o să vă anunț că de acum încolo o să public sub pseudonimul NL. Dar apropie-te un pic de microfon, ți-e frică de el. Doar a început să... Ce-i să... ce? Doar Iuga! Bun. O să vă citesc un poem, un singur poem, care se numește Atent la curve și la copii. Dacă tot mâncăm pensie de la fabrica de zațuri, dacă tot ne-au împachetat în fum și ne-au trimis
să bucurăm firmiturile de pâine din curtea crematoriului. Haide să ne petrecem astăzi la cetățile nenorocului într-o vioară obosită. Ondina, eu nu cred în copiii care se joacă într-un lan de grâu, ci în deavați ascunselea prin azilul cu leproși. E ca și când ai pune adâncul mării înaintea ei și setea de rătăcire înaintea deșertului. Noi doi am trăit între două tihne ale tigrilor sătui de capcane și ca pe barbari numai legea morală ne-a ținut împreună în timpul mersului. Acesta este absurdul. Străinul, respirând hârtia unei litere inventată de el în loc de viol. Dar ce putem face, Ondina, dacă mereu în focul din sobă ne intră la miezul nopții cât un sfânt în genunchi? Unde vor fi atunci palmele cu care te mângâi dimineața, când ele trebuie să sprijine cerul? Odată am crezut în Dumnezeu ca în candoarea câinilor și m-am pomenit înconjurat de secunde. Fiecare avea pe botul ei sărutare umedă, doar Iuda sărută uscat. De atunci am aflat că Dumnezeu seamănă cu toți copiii îngândurați din parcurile de distracții și că ține sufletul la gură cu pumnii într-o biserică este prima pândă a celui gata să sară. Din cavalerismul barbarilor au învățat că la turniruri capăreți doar batista unei doamne de salon, nu inima ei, numai sălbăticiunea ucide duios, cu multă iubire. Și te mai miri, Ondina, că nimeni nu înțelege azi de ce e ucid din inimă, din toată inima. Cândva m-am jucat și eu într-un an negreu, într-un trup scuturat de semințe, într-o crimă asmuțită de foame. Mă voi muta într-o căpșună, fiindcă fructele nu au sfinți. Am devenit frumos pentru că am fost mereu atent la curve și la copii și mereu m-am rugat lor. Ondina, cum se dezmiardă o piramidă? Cum se alintă un bloc turn? Cum se lasă gravid un pot suspendat? De cât amor e nevoie să strâng în casă, în brațe, casa poporului? N-ar fi mai bine să-mi văd de treabă eu cu spaimele și cu paiațele mele. Mulțumesc! Începem partea a doua a programului cu un concurs. Eu o să citesc... Așa. Eu o să vă citesc câteva versuri dintr-un poet român și contemporan, iar acela care reușește să ghicească autorul va primi niște cărți de la Editura Grinta, printre care și cartea lui Silviu Dachino aveți. Grinta e maestru
Îmi permit să citesc poemul? Ok. Mamă din revolta privighetorii, mamă dezlănțuită, mamă din toate oglinzile, mamă, tu răsuceai cheia aceasta a sângelui meu oprit. Răsucește tu cheia încet, încet, ca pentru furt. Autorul Suciu. Știe cineva autorul din prima sau vă gândiți? Vă las. Suciu. Nu este asta loș. Vigil Mazilescu. Ai câștigat cărțile. Hai să ți le știți. Aplaudați-l pe schia. I'm not out of the carte. Și acum o să vă rog să vă concentrați. Alo, vă puteți concentra? Vasile, te poți concentra? În primul rând vreau să vă rog să vă concentrați că am găsit o pereche de ochelari căzuți pe jos. Ridică-i de pe masă să vadă ai cui sunt. E Leahu care și-a pierdut. Aplaudați-l pe Leahu că și-a găsit ochelari. A ghicit, îmi dai smerici de părți. Ia. Fugi înapoi la locul tău, Leahule. Fugi înapoi la locul tău. Și vă propun să vă concentrați după ce și-a găsit Leahu ochelarii și ajunge și la locul lui și să-l aplaudați pe Ionel Ciupureanu de la Craiova. Ce vrei să arunci și nu mă mai lăsa să te spăl. Nu-l da cu pietre și nu-mi da foc să mă aperi. Microbii mei mă tot clatină, dar nu mă lăsa. Nu mai pleca în ce nu-i al tău și nu-mi da foc să mă aperi. Și încă una? Încă două. Mi-e frig și frigul se mișcă în ritmul imaginației mele. Retează-mi de regata, spune-mi ceva, chiar trupurile noastre ar trebui să viseze. Fiecare transpiră lângă fiecare, visând, vom face un zgomot ciudat. Străzile se vor destrăma când îmi voi da seama. Laptele se va acri, dar limba ta de ce-i uscată, ochiul tău de ce-i putred. Cei orbi dispărură sub tălpile lor, astupând întunericul lor. Și atunci mă voi prăbuși un dezac și te voi iubi cu mișcări de insectă, că fiecare păcătuiește cu fiecare. Uite o scăpare. Și încă una. Întrucât alunecarea mea n-ar fi fatală, am hotărât să o iau într-acolo. O somnolență pipăia totuși pereții, dormitorul se târa nespus de vâscos, am luat-o logic de-a lungul canalului, ar fi trebuit să urc în aceeași direcție. Trecusem de scărița care cobora, ceva tulbure ca saliva, din patul meu ardea lent. Presupunând că mai rămân doar eforturile mele, a fost suficient să predănez altceva. Vocile deasupra chipului meu, în fine, nășteau zile în cascadă cu tremurate de plictiseală. Inventau alte chipuri. În timp eram conștient, contururile canalului n-aveau nicio importanță. Viziunile astea accelerau un oarecare vertij. Alteori o deschidere spre aceste cuvinte. Într-un perimetru cu ghiare, evident măcinate. Trebuia totuși să mor pe măsură ce mă apropiam, aș fi pătruns în ce risipisem. Dar și visul mâncat
năvălea prin absorpție. Și când am murit, m-a durut puțin capul. Mulțumim, Ionel Ciupureanu. Și urmează o secțiune a acestei a doua secțiuni a primei nopți de poezie a celei de-a șaptea ediție a Festivalului Argotica, despre care pot să spun că îi va plăcea foarte tare lui Nicolae Silade, pentru că o să fie numai fete drăguțe și talentate și se începe cu Irina Lazar. Quiero puta. Mă simt ciudat, de parcă jumătatea mea de nord s-a acoperit cu brumă. Pământul tremură, frica și teama, desfigurate ca niște măști, îmi privesc umbra dornică de alt suflet. Umbra mea e un fel de Mephisto, poate nu v-am spus. În fiecare noapte devoră timp și îl bagă în gură cu pumnul. Astăzi mi-ai făcut un semn ciudat peste umăr. Nu o să te uit. Oricum, jumătatea mea de sud e angoasată, țipă după lumină. Astăzi te-am rugat, m-am târât chiar în genunchi. Te quiero, puta, spuneai. Un ochi mi-a curs în camera aceea. E împrăștiat pe toți pereții. Un ochi care plânge. Miercuri. Miercuri e o zi splendidă pentru plâns, din același motiv pentru care joi, pentru care e și joi, o zi de nebunie. Să vin acasă târându-mă obtuz, căutând noi unghiuri prin care să scap, legându-mă de scaune, turnând zahăr peste trandafiri, doar o să învie. Miercuri e o zi cu toate culorile, de la durere până la râsul acela verde, crud, de la minimal până la majuscule, de la disperare până la sunetul salvator al vocilor. Sunt zile care au rezonanțe profetice, frivole la început, apoi din ce în ce mai apăsătoare, chiar după ce au trecut mă fac să cad. Astăzi, cineva a săpat în inima mea, semn cu semn, până când tăieturile au prins rădăcini, înflorind sălbatic, amețind în roșu. Cineva a plecat lăsând lumina aprinsă, în camera obscură, fără să se gândească la urmări, nepăsător ca o umbră. Între două plecări, aștept derutată, sătulă să aud diminețile acelea îndepărtate, vuind ca niște mări părăsite. Simona Toma. Cineva decât cu mine. Iubirea mea nu are nimic de-a face cu altcineva decât cu mine. Moartea mea, pe care n-am născut-o, nu are nimic de-a face cu altcineva decât cu mine. N-am trup, n-am chip, sunt doar un hău pe unde rătăcesc cu Dumnezeu. Mulțumesc! Bravo. Ionela Violeta Anciu. Dar pe ea nu aplaudați. O să încep cu un poem dedicat dragului meu prieten Ciprian Chirvasiu. Dintre buze îmi curge un râu de apă dulce.
Pe coapsele meschine întind cu vârful limbii tristeți din lava mamă. Să nu-mi urce la suflet și să-l transform în pește, pentru că l-aș pierde din nou în apa dulce, curgându-mi dintre buze, și n-aș mai avea coapse să-l nasc și-a mia oară. Aș locui în mine. Dacă ar fi singurul loc din care m-aș putea hrăni la infinit, fără să mă recunosc. Aș locui în alții, dacă nu ar fi de unică folosință și n-aș muri odată cu ei, lăsându-mă flămândă când pleacă. Locuiesc la granițe, cu un picior în mine și cu celălalt, le așez lor pașii. Nici nu știi când am început să merg în locul tău. Și ultima. Pe buze citești țigara fumată jumătate și țipătul tramvaiului lovindu-mi obrajii. Câinii urlă în miezul nopții când bărbatul de deasupra își pedepsește soția că întotdeauna o ascunde îngerii în sirene și perfuzii. Boschetarii din colț cedează dreptul la ultima suflare în schimbul jumătății arse. Le întinzi, plictisit, cu o mână, fără să întrerupi număratul pașilor. În urma ta, măcel. Tramvaiul tace câteva secunde. Sânge, sticle goale, miros de mucegai. Și un canal oftând când îi calci creștetul. După pragul casei, oasele se îngreunează. Urletul câinilor amintește că în fiecare noapte îl omori pe Dumnezeu. Mulțumesc! Ofelia Brodan. Ba, uite că Ofelia nu e aici. S-a evaporit. Liana Toma. Mulțumesc pentru invitație, mi-a făcut o mare bucurie. Mai aproape de micro. Da. Novice, știe să facă mâncare? Aud vocea viitoarei socre la telefon, în timp ce eu, cu șorțul legat direct pe piele, fac roada țiganului și podul în bucătăria spațioasă. Știe să facă mâncare? Repetă îndârjită viitoarea socră. În timp ce eu mă sprijin în mâini și îmi salt fundulețul pe capacul aragazului închis, desfăcându-mi și închizându-mi pe jucăuși picioarele. Știe să facă mâncare, răzbate ca un ecou din receptorul telefonului vocea viitoarei soacre, în timp ce eu mă plec, arcuindu-mi frumos spatele, cu sânii escaladând marginea de sus a șorțului, deschizând și închizând ușa cuptorului, doar pentru că mi se părea amuzant. Știe să facă mâncare, răsună amenințătoare vocea viitoarei soacre de la celălalt capăt al telefonului, în timp ce vin furtunos spre tine și îmi pun piciorul drept pe umărul tău stâng, scapi receptorul din mână, difuzorul se sparge, firele ies ca niște spaghete căzute din farfurie, mă întinzi pe masa din bucătărie, servindu-te. Toată dimineața te-am privit fericită și mândră cât de harnic ești. Cu ce putere secționai bradul, cu câtă grijă stivuiai bucățile cele mai frumoase, le trăgeai la rindeale și le fuiai, căutai cele mai scuțită cuia ca să poți prinde plecile crude. Umbra copacului urla după verdea pădure, sângele îți șiroia din degete, așchii subțiri ți-au intrat pe sub unghii, pe sub piele. Mai ridica cu forță de jos, rochea mea de mireasă cu miros de rășină, sângera în brațele tale. M-ai învârtit prin toată curtea, râdeam amândoi fericiți. Nu mi-amintesc altceva. Doar capacul sicriului, vălul nupțial cu trena, căzând peste mine. Și acum o să vă rog să o aplaudați foarte tare pe o altă tânără poetă care se numește Nora Iuga.
Și vă spun și de ce. Pentru că în altă seară se întâmplă un lucru ciudat cu mine. Adică, de la început, de la primele cuvinte pe care le-a spus Adrian, vorbind despre Apocalipsă, trebuie să vă mărturisesc că eu chiar am început de câtva timp să mă gândesc serios la Apocalipsă și m-am cam speriat. După aceea s-a întâmplat altă minune. Adică m-am speriat un pic când am auzit că mi-a fost dedicată o poezie de un bărbat pe care eu aproape că nu-l cunosc și mă jenesc că nu-l cunosc pentru că este și poet. Dar surprinderea mea a crescut grozav când mi-am dat seama omul ăsta, deși nu mă cunoaște și n-am stat niciodată de vorbă la o cafea, mă citește perfect pe dinăuntru, adică el o cunoaște foarte bine pe Nora aceea pe care nu o cunoaște nimeni. Îmi cunoaște toată singurătatea și pentru asta vă mulțumesc din tot sufletul. Și acum vine ultima surpriză, care e de-a dreptul caragioasă. Am uitat acasă poeziile pe care voiam să le citesc. Sigur că venind de la masă, zic, ce fac, acum începe lectura, eu n-am nicio poezie. Nu știu decât poezii din volumul meu de debut, pe de rost. Dar mi-e rușine să vi le spun, nu că le consider foarte proaste, dar nu sunt sigură că aș putea să le țin minte în întregime. Și atunci m-am dus sus în cameră și le-am scris cu un pix în agenda de telefoane și o să vi le citesc. Deci sunt poezii din primul volum, din volumul de debut, când Nora Iuga mai era foarte tinerică, avea 37 sau 38 de ani. Bun. Deci, dar să știți că nu sunt poezii triste deloc și nici măcar serioase. Sunt niște poezii, se poate spune, foarte lângă cuvântul minor. Ce zici? Nu prea merge. Eu nu mă pricep. Da. Madame Fantine. Într-un punct era o mare și în mare un delfin. Iar delfinul, mi se pare, era chiar Madame Fantine. La spectacolul de gală, un matros cu pieptul plin a pus peștele în oală și-a mâncat-o pe Fantine. Zace dezbrăcat pe plajă, cuvios și prea creștin, cine e oul fără coaje? E bărbatul lui Fantine. Dinții ei căzuți în mare, părul iarbă călătoare, cresc pe un mateloț străin, în strâmtoarea cea mai castă, nu-i niciun delfin nevastă? Unde ești, Madame Fantine?
pe garnețele feresc. Inima albastră, vai cu ce bărbat urât am dansat aseară boleroul, toată noaptea l-am privit și am băut și în zori am incendiat metroul. Ce bărbat urât, ah, ce bărbat am legat aseară într-o batistă și pe apa morților l-am dat. Eu, dintre frivole, cea mai tristă. Și acum vă spun cu jurământ că nu am regrete nici rușine, dar îmi pare rău că în mormânt n-o să se mai culce el cu mine. Mondocane, am pierdut un câine roșu concurent la maraton. Niciun câine nu e roșu dacă n-are și melon. Am pierdut un câine verde cu stăpânul anonim. Ce să fac un câine verde dacă nu-l chema Selim? Nu e niciun câine ocru, niciun câine violet, niciun câine mare socru, niciun câine capulet. Numai câinele cel negru, îmbrăcat într-o livrea, stă și-mi face semn cu ochiul dintr-o ceașcă de cafea. Și acum vine ultima. Epilog. A fost pe vremuri o poet și a dispărut ca o cometă, nici un ocean n-o mai afla, că a fost mâncată de-o sardea. Acum atrage la rindea un pește mare și de lemn și în solzii lui se îmbracă demn. Și vă mulțumesc! Greu să introduci pe cineva să citească poezie după Nora Iugar, dar nu e imposibil și îmi face o mare plăcere să-l supun la acest chin pe un bun prieten al meu și un poet, cred că aproape genial, Nicolae Schean. Exagerațion, moșe. Bună seara. Dar știți cum zice cântecul, toți suntem puțin mulți. Pe poeții tineri îi papă chelnerițele. Pe poeții buni îi papă chelnerițele. Când norii se risipesc de pe cer, ei fac revoluții și nori de vodcă trimit în văzduh. Vine ea și nota de plată. Sânii se clatină în oglinzi și sub candelabre, viziuni minunate după viziuni minunate. Pentru ei, bătălia începe în tablou întâi și la final li se întinde scăfârlia lui Ioric. Ei scriu cu picioare de păianjenițe și degetele lor sângere de loviturile muzei. Merită să vezi cum zburdă pe câmpiile patriei poeții tineri.
să-ți primenești imaginația și să aștepți fericirea, să fii gânditorul în biata țărișoară. După ce fac incantații și așteaptă să li se întrupeze viziunea, Dumnezeule, ei ies în stradă și se lungesc pe iarba de lângă vitrină, până când seamănă cu vegetația de oraș, până când devin plante de pavaj și se încolăcesc pe gâtul orașului, precum pe gâtul sticlei veninoase, căci ei sunt semne ale unor vremi care vor veni la judecată. Iată-i, Doamne, aici pe toți, rușinați și cu minți. Unde o să-i mai pui și pe ei? Și încă un poem. Umbra mea, biografia umbrei mele. Nici n-am intrat încă în biografie. Să vezi atunci ce poem o să iasă, să vezi atunci strălucire și fast, poezie cum nu s-a mai scris, viziuni minunate urmate de alte viziuni minunate, orgii de metafore, cohorte de iam și trohei, priviri abisale și nemaipomenite zvâgniri metafizice, până când, din viața mea peticită cu tot felul de însemne și hârțoage, primite cu trudă, nu o să mai rămână decât niște biete foi de hârtie, plutind prin aer și pe ele lipită stângaci, umbra mea, biografia umbrei mele. Mulțumesc! Ioan Romeo Roșianu, că tot vorbești singur, ne întreba. Chiar dacă e reflectorul aprins aici, nu mă ajută lectura, nu se face singură. Vreau să încep cu... Soarea despre dimineața cu miros de colindă, un poem care sigur nu este dedicat lui Leahu. Pare rău, asta este. Asta m-a înșelat astăzi cu toți bărbații, vă toți e felicitat. Dar cu femeile, mai iubito, în dimineața în care dormeai atât de profund... Mai aproape de microfon. Nu s-aude în gară? Nu. Iubito, în dimineața în care dormeai atât de profund, am deschis geamul cu vedere la viață. Dintr-o dată în aerul rece am simțit miros de colindă, ca la azima bunicii mi-a tresărit sufletul gol și însetat. M-am temut că plămânii vor sta să se spargă de atâta plăcere când înmugurea ziua sub ochii umiliți. În depărtarea timpului simțeam moartea pândindu-mi trecerea aproape. O senzație de inutil se zbătea prin poemele mele, cuvintele mele refuzau să vorbească în șoapte. Ca o șoaptă se înșurba liniștea și depărtarea între noi, deși eram numai la o palmă distanță. Mai știi că atunci când te-am mângâiat, am simțit că sufletul tău are ușile închise? Așa a fost să fie iubita mea, cu părul despletit pe umerii goi, ți-au scrijelit icoana pe retină, de atunci ți-ascund goliciunea în toate poemele mele. Rimele refuză să nobileze versul pustiu, fără tine șoaptele triste nu-și mai cântă șoptirea. Sub ochii noștri se ridică meterezele ceții ce învăluie lumea tixită de umbre pustii. Sub ochii noștri, iubito, destui nu-și mai scriu povestea trecerii prin lume și viață. Mai știi că atunci când am bătut la ușă, sufletul tău mi-a răspuns ocupat? Așa a fost, iubito, în unica viață avută am făcut nudism pe pagina albă nescrisă, iar poemul rebel făcea plajă la marginea mării cu șoapte în brațe de jur împrejur. Eu stăteam singur la masa de scris și mă pregăteam să petrec de unul singur dimineața, de unul singur la cina de taină să stau și să mă vând pe nimic. Nimănui nu mai pasă de suflet într-o lume cu franjul de moarte la colț. Mă știi când la miezul nopții orologiul vieții a bătut adormirea și golul? Așa a fost în dimineața aceea, aerul de sărbătoare a dat năvală în inima mea, iar eu mă pregăteam să trăiesc cu propria umbră răscurcea din ani, resemnate priveam cum tăiești o renaștere nouă, resemnat eu plecam spre poemul nescris. Mulțumesc!
Mulțumesc frumos! Am auzit că în seara asta s-a mai făcut o dedicație unei doamne, unei mari doamne a poeziei. Vreau și eu să dedic o poezie. Tocmai se vorbea de Apocalipsă. Întâmplător chiar am o poezie care se numește Hai să inventăm un anotimp al Apocalipsei femeie, doamnei Nora Iuga. Eram un om viu, la marginea femeii îndrăgostite, aproape îngropat în jumătatea ei indiferentă, gustând cuvintele încă la praznicul trupului, îmbătat de lenjeriile rostogolite prin vinile mele, ca o supradoză de iubire. Am destrămat toate femeile și le-am zis fum. Apoi am iubit copiii și le-am zis oglinzi îngrijorate. Am păstrat străzile cu mirosul depărtării ucise și nu mai era timp de plecare din noaptea trupului tău. Înseamnă că ne naștem cu tălpiri obosite în nopțile când păsările zboară cu ciocul deschis prin aerul dintre mâinile noastre, pentru o clipă doar, atât cât îți îngropi iubita ca pe o bacantă. Bravo. Și o poezioară care îi place lui Adrian Suciu. Unde-mi vor fi palmele când sfinții stau în genunchi? Voi deschide o tihnă către moarte, transformând senzația despărțirii apelor în curajul trecerii pe malul celălalt, cel al disperării și tristeții, al iubirii în asemănare și chip, adică semnul banului pe ochi, a nu fi semnul depărtării, ci al ploapelor, căutătoare către plecare spre cuvânt. Învierea nu e o prăbușire a morții, este o legătură de sânge cu aproapele, cu suflu de dincolo de pulbere, o potcoavă flămândă de drum. Iubim doar o singură dată, fără reproș, când nu există punte între adevăr și minciună, când sinea noastră nu se intersectează cu sinea unui tâlhar, spre pildă, când devenim singuri cu genunchii zdreliți la poalele crucii. Mulțumesc! Nu există un termen mai prost înțeles și mai departe de esență decât Apocalipsa. Am vorbit atât de mult în seara asta despre Apocalipsă, încât nu mă pot împiedica să nu vă spun că este o minciună. Apocalipsis
înseamnă ridicarea vălului. Apocalipsa, de fapt, înseamnă distrugerea iluziilor care ne împiedică să vedem esența. Asta este Apocalipsa și nu sfârșitul lumii. Exact despre asta este vorba și ca să vedeți că suntem un festival apocaliptic aici, suntem un festival la care organizatorii își asumă riscul să-l invite la microfon pe Valentin Leahu să ne spună o poezie. Poezie! O iubesc mult pe doamna Iuca și am dedicat o poezie căreia i-a făcut o mare bucurie Nadia Suciu. Poezia? De bun. Poezie, da. Hai, mă lăsați? Da, bă. Nora Iuca, știi, iubito, eu mi-am relegat tatăl. Inima lui bătea în acești timp ai motorului pe care îl purta în buzunar fiecare zile. Odată a vrut să mă bată lângă venticolul în care picuța deja benzină. Știi, iubito, eu niciodată nu voi bate copilul, nici mai are dragul tău. Nu vreau să fac vorbe. După această contribuție creativă a lui Valentin Leahu la lucrările Festivalului Argotica, vă rog să-l aplaudați pe Valeriu Mircea Popa. Am hotărât să-i spun, dar tălpile tale unde sunt? Pe urmă mi-am dat seama că dar ar fi fost suficient. Poate că fiecare carte pe care o scriem este un dar pe care îl primim. Nu este numai rodul minții noastre. Dar, o să cit. Înseamnă, da, e dublă semnificație, de asta mi-a plăcut cuvântul. Dar tălpile tale unde sunt? Exact. Pe de-aia ne-am hotărât să rămân așa. Am spus. În rest, nu le deosebeam cine știe ce. Dar tălpile tale unde sunt? M-a întrebat. Câteodată imponderabil și incolor, precum orice grămăjoară de sticlă în absența pământului, alunec noaptea pe străzile Londrei. Spun câte ceva în urechea lui Swedenborg, cel plecat dintre noi acum 243 de ani. Swedenborg toarnă cuvintele în urechea unor îngeri. Nu știu cui aparțin urechile în care ne toarnă îngerii. Noaptea trecută ți-am auzit pașii. Te-ai oprit lângă fereastra camerei de subsol, în brațe cu un buchețel de apă. S-a făcut cam octombrie și astăzi începe cifra 69. Catușa, dă puțin la o parte cărămizile din acvariul ăsta mic, să intre niște aer curat. Am pregătit un tort de orez cu ierburi sălbatice. Altceva nu știu să fac. Nu vrei un pahar de vodcă? Apoi o să scriu pentru tine câteva poeme lungi pe un băț de chibrit până când va sosi cineva să-și aprindă țigara.
Să-mi spui dacă mă întind prea tare la cașcaval, da? M-am întins prea tare la cașcaval, mă opresc. Când nu se mai aplaudăm, poți să te oprești. Când nu o să mă mai aplaudați, da. Tac din gură, da? Bine. Nu am pian, însă pot să mă uit ore întregi la o minge de ping-pong portocalie. Uneori mă opresc, o mângâi pe creștet, întreb, și ce mai faci tu, măi? Pitican e, soarele meu secret, mai trage și tu niște sfori acolo sus. Ca să fiu un ton cu modul în care a început Adrian. Am vechime mai mare, prostule. Cele de sus, un poem care se numește Clepsidra. Cele de sus curg printre cele de jos, dar după ce răsucești clepsidra, cele de jos încep să alunece spre cele de sus. Știi, Catiușa, chiar eu am spus cândva cuvintele astea și nici măcar nu aveam la îndemână o clepsidră, numai un pahar gol, rostogolindu-se prin aer după niște vodka. Un poem inspirat din niște versuri ale prietenului meu, Ciprian Chirmas. A mea este identică cu asta, da. Mingea de ping-pong portocalie. Uneori, clopotele din Tibet se aud și în bucătărie și în magazia din spatele casei, unde tot repar un scaunel. Unul verde, apoi albastru și în cele din urmă cu totul galben. Păi cam ăștia sunt ultimii neuroni din pușculiță. Se cuvine să am grijă pe ce îi cheltuiesc. Am nenumărați prieteni, așa că nu mă plictisesc niciodată. Ce faci, proasto? Îi spun feliei de cașcaval, proaspăt alunecată dintr-o chiflă. Iarăși te-ai tăvălit pe jos, iarăși vrei să zbori pe fereastră în grădina vecinului printre sute de catarge. Mulțumesc foarte mult. Și ultimul poem. Coloana vertebrală nu-i din aur și nici din argint sau inox. Doar niște amărâte de oscioare înșurubându-se o viață întreagă spre toate direcțiile. Nici nu bagi de seamă că există până când începe să doară tot mai tare. Aha, te gândești. Păi de asta a cerut Attila Hunul să fie îngropat în picioare. Voi lăsa vorbă să mă pună și pe mine prin apropiere. Pe astea să nu răznească nimeni să le ia de acolo. Și dacă plouă, le lăsați să le plouă. Asta e soarta poeziei, să o plouă dacă plouă. Și... pentru că toată lumea i-a dedicat poezii Nora Iuga și lui Ciprian Chirvasiu ca o prefață a părții următoare a programului, permiteți-mi să-i dedic și o poezie lui Valentin Leau. Nimeni nu știe cum e să bei atât de singur încât să dai nume țuicii tale. Au stat mulți la masa pustie, dar ce să vorbești cu unii care nu știu numele țuicii tale? Nimeni
Nu știe cum e să bei atât de singur încât să dai nume sângelui tău. El ce-ți mai ține de urât până într-o zi. Nimeni nu știe cum e să bei atât de singur încât să dai nume singurătății tale. Scoate tu în oraș femeia asta prăfoasă și lăcrămată, sigur o va consola careva. Nimeni nu știe cum e să bei atât de singur încât nici singurătatea ta să nu mai stea cu tine la masă. Thank you.